Bună ziua, domnule primar! Ne bucurăm că ne-ați primit pentru prima oară, cred, la dumneavoastră aici, în Olănești. Am venit să discutăm puțin, în primul rând, despre stațiune în general, să o facem un picuț cunoscută. Oricum, ea este foarte cunoscută în România și cred că și peste hotare. Așa, să ne spuneți puțin despre stațiune în sine, despre numărul de turiști, despre investițiile pe care le aveți în derulare și, cred că cel mai important, despre zilele orașului, că se apropie așa cu pași repei, sunteți pe ultima 100 de metri, în ceea ce privește pregătirile, cred, nu? Pentru, pentru acest mare eveniment. Evenimentul anului. Da, vă mulțumesc mult că sunteți aici lângă noi și putem să discutăm despre ceea ce înseamnă stațiunea Băilor Orănești. Într-adevăr, în perioada 19-23 iulie, sărbătorim zilele orașului, practic 490 de ani de atestare documentară. 19 iulie 1527, 19 iulie 2017. La 1527, 19 iulie, avem primele date despre localitatea noastră. Avem invitații de marcă. O să începem pe 19 la orele 18, programe de muzică ușoară, populară, artiști consacrați, Pepe, Aurel Moldoveanu, Marcela Fota, Corinia și Lupu Urednic și alte surprize pe care le oferim în această perioadă. Între orele 22 și 24, discotecă în aer liber și vom avea duminică la încheierea sărbătorii foc de artificii. Invit pe această cale toți locuitorii la Băile Orănești, vâlcenii și practic toți turiștii din țară și din străinătate să vină să se bucure și să sărbătorim împreună zilele orașului Băile Orănești. Și îi așteptați cu niște investiții. Da. Astea sunt surprizele administrative, să zicem, da, care țin de administrație. Am încercat an de an să dezvoltăm infrastructura stradală, infrastructura rețelei de apă și a celei de canalizare pentru a crea condițiile de care absolut avem nevoie. Am finalizat anul trecut un proiect pe post mediu de 18 milioane de euro. S-au construit o stație de depurare, s-au modernizat cea de captare de la Comanca și cea de tratare de la Răpuroasa și de asemenea 17 km de rețea de apă și canalizare. În 2015, de asemenea, am reușit să realizăm lucrări la un proiect ce a vizat infrastructura rutieră în stațiune. S-au reabilitat 8,6 km, s-au modernizat parcurile, dotarea acestora cu mobilier urban, cu făișoare iluminat, unde turiștii pot să vină, locuitorii, să se simtă confortabil. În momentul de față lucrăm la documentații pe care o parte le-am și depus în cadrul proiectului național de dezvoltare locală, cu fonduri de la bugetul de stat și contribuția aferentă de către UAT-uri locale. Avem un proiect de reabilitare și modernizare străzi, consolidări de versanțe acolo unde am avut probleme. Sunt practic 12 km de stradă ce vor fi reabilitați. Avem în cadrul acestui proiect un drum de legătură între Olănești și Moireasca și scurtează drumul către Călimănești, Valea Oltului și în mod special către Mănăstirea Frăsinei, obiectiv turistic deosebit de important. De asemenea, am depus un proiect ce vizează iluminatul public din stațiune și totodată în incinta Liceului Tehnologic Justinian Marina vom construi o bază sportivă, teren de dimensiuni reduse, cu utilități, cu vestiare, va fi acoperit cu un balon presostatic,
pentru tinerii din Orănești, pentru elevi, liceeni și pentru turiști, pentru echipele de fotbal, echipele sportive care vin în Orănești și practic creăm aceste condiții de a se desfășura. Fiind o stațiune balneoclimatică, avem oportunitatea de a depune și în cadrul proiectelor operaționale regionale, prin POR, atât pe axa 5.1, îmbunătățirea mediului urban, unde vom construi o bază sportivă de dimensiuni mult mai mari decât cea de care vă spuneam, practic un teren de fotbal de dimensiuni care să permită jucarea meciurilor în Liga 4-a, 3-a, a 2-a, cu un parc de asemenea în zonă, mobilier urban, alei pietonale, iluminat și de asemenea toate utilitățile ce sunt necesare pentru desfășurarea în condiții bune acestei activități. Lucrăm la documentație și pe care o vom depune la sfârșitul acestei luni la ADR, la Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și sunt convins că vom putea și obține finanțarea în urma verificării. Totodată, zona modernizării infrastructurii turistice, putem să și lucrăm în momentul de față, de asemenea, la un proiect, modernizarea parcurilor care n-au fost modernizate în cadrul proiectelor anterioare și, de asemenea, reabilitarea a două clădiri pe care le avem în parcul central, dotarea acestora cu aparatură și tot ce implică desfășurarea de activități de agrement. De asemenea, se va moderniza o porțiune a aleii Mihai Eminescu la izvorul 24, intersecție cu strada Comanca. Mobilier, vă spunem, aparatură de fitness, instalații Wi-Fi, tot ce implică o infrastructură confortabilă. Lucrăm la documentație și cred că în luna august, cred că finalizăm documentația și o vom depune. Avem mai multe obiective de realizat în acest an. Lucrăm împreună cu Consiliul Județean pentru obținerea finanțării la un proiect ce vizează modernizarea drumului județean 656, cu o valoare de 120 miliarde de bani vechi, un drum ce asigură accesul către două localități componente ale orașului nostru, Burguiata, unde avem și Schitul Bradu cu 30 de familii și Tisa cu 50 de familii. De asemenea, avem obiective istorice deosebite de valoroase, vizitate an de an de turiști. Am reușit să primim, să ni se aloce sume de asemenea pentru stabilizarea străzii Ecurești, unde datorită ploilor, precipitațiilor s-au produs mai multe alunecări de teren și de asemenea suntem în faza obținerii avizelor și a eliberării autorizației de construire. Am înțeles de ce așteptați pe turiști bine pregătiți cu stațiunea Băilea Olenești și la standard. An de an vrem să îmbunătățim infrastructura de turistică, de agrement. Am finalizat, vă spuneam, asfaltarea străzilor, am construit trotuare, rigole pentru valoarea apelor pluviale. Practic, noi suntem într-o zonă înconjurată de versanți. Suntem la poarele munților Căpățânii, într-un peisaj deosebit de pitoresc, dar atunci când apare ploile torențiale, suntem puși în situația de a... Dar am creat o infrastructură care asigură scurgerea apei în râul Orănești, fără ce inundații. Și cred că turiștii caută din ce în ce mai mult stațiunea Băilea Orănești. Adică mă gândesc că aveți o promovare. Da, am avut un proiect prin care am promovat stațiunea.
practic, stațiunea balneoclimatică are două componente. Una a existenței factorului hidromineral, dătător de sănătate, atât pentru cura internă cât și pentru cura externă, dar și factorul climatic cu iernii blânde, veri răcoroase, aer ozonat. Vă spuneam, stă la Poalai Munților Căpățânii, practic drumul național se oprește în Măile Olănești și avem un aer deosebit de bun pentru refacere și bună dispoziție. La capitolul taxe și impozite locale, ați reușit să mai adunați așa pentru bugetul local ca să puneți în practică o parte din aceste proiecte? Da. Că la unele trebuie să contribuiți și dumneavoastră, din câte știu eu. Într-adevăr, fără existența agenților economici, a unităților hoteliere, care asigură marea parte a bugetului local, am fi într-o situație mai puțin confortabilă. În acest scop, pentru turiștii care sunt cazați în unitățile turistice și unde fiecare agent economic se preocupă pentru a asigura servicii de calitate, spuneam, la cazare, la masă, dar și de tratament și, și agrement, vrem să modernizăm continuu această infrastructură de agrement. Ei sunt contribuabili cei mai mari și autoritatea publică locală apreciază și lucrează în acest sens. Da, 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 avem o relație foarte bună, pentru că dacă nu ar mai veni turistul în Băile Olănești, nici agentul economic nu ar avea capacitatea de cazare ocupată și n-ar putea să încaseze pentru a achita impozitele, taxele și să putem să funcționăm în condiții bune. În continuare în ceea ce vă propuneți. Sigur. Bun, noi vă mulțumim, vă dorim succes în activitate și să reușiți să duceți toate aceste proiecte la bun sfârșit. Vă mulțumesc mult și vom fi prezenți la zilele orașului. Și vă așteptăm cu, drag. Cu drag, vă așteptăm să veniți să și toți. Știu că vom avea parte de surprize și locuitorii frumoase. Sigur că da. Normal.